Salutare, dragi apeliști! Bine v-am regăsit la un nou meci al echipei Secunde. De această dată suntem pe terenul 2 al complexului din Clinceni. Astăzi, băieții noștri de la Rapid 2 vor întâlni formația ilfoveană Academica Clinceni 2, penultima clasată a seria 4 din Liga 3. Astfel că pornim ca favorită în această partidă. Sperăm ca băieții noștri să își mărească palmaresul cu încă 3 puncte și să ne consolidăm locul din clasament. Momentan suntem pe locul 3. Este o distanță destul de mare între noi și ocupanta locului 4, Dinamo 2. Mai avem totuși încă 5 etape. Sperăm să terminăm între primele 4, să prindem play-off-ul. Haideți să vă prezentăm și echipa trimisă în teren de către Vali Negru. În poartă este Vali Mărgărit, fundaș dreapta Bogdan Dragomir, în centrul apărării un cuplu deja sudat, Alexandru Catrici, Cristian Ignat, pe partea stângă Eric Finica, în fața apărării Robert Stănici și Alex Gheorghe. Trioul din spatele lui Alex Ioniță este format din Ștefan Ghinea, Antoniu Dumitrescu și Alexandru Despa. Pe banca de rezerve, Vali Negru i-a oprit pe Mihai Turiga, Andrei Lobonț, Mario Țulea, Gabriel Goicea, Adrian Nițu, Odiseas Papa Nicolau, Daniel Dicianu și Andrei Ioniță. De partea cealaltă, gazdele încep în poartă cu Mohamed Asadi, jucătorii de câmp Cristian Petre, Cristian Ustinescu, Lucian Ștefan, Cosmin Ioniță, Alin Dobre, Mariano Bedeanu, Florin Alexandru, Răzvan Iosivoiu, Alexandru Mateescu și Valentin Cristea. Pe banca de rezervă a gazdelor găsim numai 4 jucători, portarul Mario Vieru și jucătorii de câmp Marius Mocanu, Laurențiu Lis, Ovidiu Sterian, antrenorul fiind Tudorel Baciu. Așadar, întâlnire între ocupantele locurilor 3 și 9. Băieții noștri au 8 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri, un gol averaj 22-15, 26 de puncte, timp ce gazdele noastre de astăzi, Academica Clinceni 2, are 2 victorii, 3 egaluri și 8 înfrângeri, un gol averaj de 12-21. Arbitrii acestei partide, la centru este Alexandra Vălușescu din București, iar la cele două tușe sunt Ciprian Oancea și Ștefan Marin, observatorii partidei, Mălina Cintic și Elena Mușetoiu. Vă spuneam, acest meci face parte din etapa 14-a a Ligii a 3-a. Cele două echipe s-au întâlnit în etapa 5-a, în turul campionatului. Atunci a fost o victorie a băieților noștri, fără mari probleme, 2-0. Golurile băieților noștri au fost înscrise de Stănici în minutul 2 și Andrei Ioniță în minutul 75. Tot de la această oră se mai dispută un meci în cadrul etapei a 14-a. Dinamo 2 întâlnește FC Argeș 2. FC Argeș 2 este echipa pe care o vom întâlni săptămâna viitoare, în ultima partidă a acestui an. În martie se va relua sezonul Ligii a 3-a cu ultimele 3 partide din sezonul regular. Atunci când vom mai întâlni Unirea Basco, FCSB 2 și Flacăra Moreni. Așadar, a pornit această partidă. Băieții noștri combină în apărare, Catrici pentru Ignat, mai departe pentru Eric Finica. Gazonul, din păcate, se prezintă destul de rău. Este mai mult pământ și mai puțină iarbă, după cum puteți să vedeți. Sperăm că acest lucru să nu afecteze jocul băieților noștri. Primă fază periculoasă cu Ștefan Ghinea pe partea dreaptă. Centrează în fața porții. Despa a încercat să intervină, însă portarul Asadi se resimte după duelul cu atacantul nostru. A fost o fază bună a băieților noștri, ar fi putut. A fost la un vârf de bocan, cum se spune, Alex Despa, de a deschide scorul încă din primul minut. Este și destul de frig afară.
băieții noștri încearcă în aceste momente de în care jocul este oprit să se încălzească. Și revine portarul celor din Clinceni. Din lotul echipei noastre lipsește, din păcate, Sabin Iosif, cel care s-a accentat destul de grav la meciul cu Real Bradu. Mijlocașul nostru va lipsi o perioadă bună, cel puțin în acest an nu va mai putea intra. Sperăm să îl avem ap de joc de la începutul anului viitor. Este totuși o pauză destul de lungă, de aproximativ 4 luni între finalul acestui an și primele meciuri din 2022. Acum o primă fază și a gazdelor. Însă băieții noștri se descurcă. Dragomir scoate în centru pentru Stănici. Alex Catrici trimite o minge lungă. Ustinescu este la balon. Pasează lui Obedeanu pe partea dreaptă. Centrare în careu și o lovitură de cap. Însă Dragomir pare să fi deviat în corner această minge. Băieții de la Clinceni sunt destul de tineri. Cel mai tânăr este născut în... Cel mai în vârstă este născut în 2000, Obedeanu. În rest, două jucători sub 20 de ani. Vedem acest corner de pe partea stângă atacului celor din Clinceni. Cearcul de viere, o fază periculoasă. Respinge Ignat în primă fază, însă mingea poposește în brațele lui Vali Mărgărit. Vali Mărgărit este titularul de drept al echipei secunde. A jucat în 11 dintre cele 13 partide ale acestui sezon, a primit numai 9 goluri. Este un portar care se antrenează fiecare zi cu echipa mare, alături de Virgil Drânghia și Horațiu Moldovan, sub comanda lui Mihai Nădăvan. Așadar, are deja experiență, chiar dacă are mai 17 ani. Cristi Ignat scoate în spate pentru Catrici. Vedeți noastră cum sare mingea, este destul de greu de controlat. Alex Catrici din nou pentru Ignat, încearcă să liniștească jocul, caută o diagonală lungă, Catrici pentru Despa, mingea rămâne la atacantul nostru, pasă în centru pentru Alex Ioniță, din păcate stopul nu este cel mai fericit, i-a jucat feste gazonul, probabil că aceste lucruri se vor întâmpla destul de des. De aceea poate pasele pe jos, cel puțin în atac, sunt de nerecomandat. Despa scoate înapoi pentru Catrici. Catrici are spațiu, îl vede în centru pe Stănici. Mingea ajunge la Ioniță, acum Bogdan Dragomir pe partea dreaptă. Stănici o pasă ușor, lentă, însă mingea rămâne la noi. Diagonală pe partea dreaptă pentru Ghinea, nereușită. Capitanul Alex Gheorghe schimbă partea pentru Eric Finica. Despa pregătește șutul, însă fără probleme pentru portarul Asadi. Asadi, un portar de 19 ani. Partea stângă pătrunde Cristea în duel cu Stănici. Scoate mingea în centru pentru Obedeanu. Șutul lui Obedeanu îl testează pentru prima dată pe Vali Mărgărit, însă portarul nostru nu are emoții. Așadar, în ultimul minut am asistat și la primele două șuturi pe poartă.
Stănici, pentru Dragomir, înapoi pentru Catrici, coboară Alex Gheorghe pentru a-și lua baloane. Ignat pentru Despa. Să închid bine momentan cei de la Clinceni. Băieții noștri n-au reușit să desfacă apărarea adversă. Acum poate Alex Ioniță. Senzațional, senzațional șutul lui Alex Ioniță. Ce gol. Golazo. Superb stop și șut din afara careului. Un șut senzațional ce l-a surprins pe portarul Asadi. Așadar, început perfect pentru băieții noștri, un nou gol pentru Alex Ioniță, cel care ajunge cu această reușită la cota 8 în 12 partide, în mare formă atacantul nostru. A început perfect pentru băieții noștri, conducem cu 1-0 deja și în acest moment jocul pare a fi mai liniștit, sperăm să continue așa. Este într-adevăr un meci în care am început ca favoriți. Și a fost foarte important să deschidem scorul, să nu ne complicăm odată cu trecerea timpului. Rămânem în atac după acest gol. E o aruncare de la marginea băieților noștri. Din păcate, condițiile de transmisie nu sunt cele mai optime, însă încercăm să vă relatăm tot ce se întâmplă pe stadion. Din păcate, în acel colț este foarte greu de văzut din această cabină de transmisie. Un corner pentru băieții noștri. Antonio Dumitrescu este cel care se pregătește să execute. A urcat băieții noștri înalți, Ignat, Catrici, Stănici. Execută Dumitrescu, lovitură de cap a lui Cristi Ignat, însă a faultat în atac fundașul nostru. Așadar, din minutul 9, Rapid conduce cu 1-0 în acest moment. Băieții noștri acumulează 29 de puncte într-un clasament live și se apropie cel puțin pentru moment de CS Tunari, ocupanta locului 2. Cei din Tunari au 31 de puncte. Aceștia vor evolua mâine, tot de la ora 14, cu Flacăra Mureni. Celelalte meciuri de mâine sunt Real Bradu, Unirea Bascov și Progresul Spartak FCSB 2. Eric Finica, pe partea stângă, pornește un nou atac, scoate în centru pentru Gămălie. Gămălie este porecla lui Alex Gheorghe. Angela Ignat, care le face semn colegilor să liniștească jocul. Într-adevăr, trebuie să fim maturi. Avem oarecum meciul în mână. Alex Ioniță greșește pasa și pune pe contraatac pe oaspet prin Cristea, însă recuperăm foarte repede. Stănici reușește să păstreze posesia balonului, pasează lui Alex Ioniță, acesta îl vede pe partea dreaptă pe Ghinea, însă pasa către Ghinea ajunge doar în brațele portarului Asadi. Antrenorul gazdelor, Tudorel Baciu, este foarte vocal. Cred că l-au auzit și noastră pe transmisie. Asadi centrează, degajează, scuze. Finica recuperează Stănici. Antonio Dumitrescu este faultat, însă mingea ajunge la Ioniță. Ioniță a avut o poziție foarte bună de șut, a încercat însă să scoată în centru careului, acolo unde era Stănici, și gazele reușesc să devieze mingea în corner. O nouă fază foarte bună pentru băieții lui Vali Negru. Început excelent pentru Rapid 2.
Execută Despa acest corner. Din nou Catric este cel care a lovit mingea, însă nu ajunge unde trebuie și lovitura de cap a lui Bogdan Dragomir ajunge în brațele lui Asadi. Ultima victoria celor din Clinceni este destul de îndepărtată. Au 10 meciuri fără victorie. Vă spuneam, ultima victorie a fost pe teren propriu împotriva celor din Moreni. A fost un 2-1. În etapa a treia. În ultimul meci, Clinceni a pierdut tot cu Moreni în returul. În retur, 2-1 la Moreni. Golul celor din Clinceni a fost înscris de Baidu, un jucător de culoare care astăzi nu este în lotul celor din Clinceni. Din nou se resimte portarul Asadi pentru a doua oară în aceste prime minute de joc. Portarul are probleme. Și Alex Catric a acuz o lovitură la cap, este ajutat de către medicul echipei să-și revină. Pentru cei din Clinceni nu este o perioadă bună deloc nici la prima echipă. Academica este ultima clasată în prima ligă, numai 4 puncte. Probabil și din această cauză lotul echipei secunde este destul de subțire, având numai 4 rezerve. Cei de la Clinceni vor juca în prima ligă luni, abia, pe terenul campioanei CFR Cluj. Așadar, nu sunt premize bune pentru a își mări, pentru a acumula mai multe 4 puncte. O primă schimbare vedem în acest moment pentru echipa gazdă. Portarul Asadi nu mai poate continua. A fost înlocuit de Mario Vieru, un portar de numai 16 ani. Execută o lovitură liberă Antonio Dumitrescu. Aruncă mingea în careu. Nu, din păcate n-ajunge mingea în careu. Alex Catric. O minge lungă la bătaie pentru Alex Ioniță. Mingea ajunge la Despa. Recuperează Ilfovenii prin Obedeanu. Luptă la mijlocul terenului. Recuperează Stănici. Înapoi pentru Gheorghe. Iar acum Catric degajează Stănici. Este faultat de către Florentin Alexandru. Un meci cu foarte multe întreruperi, nu este un joc cursiv, deși din cauza gazonului. Însă, cel mai important lucru este că avem avantaj pe tabelă, 1-0, și controlăm jocul. Gazdele nu au reușit să fie periculoase în acest prim sfert. Poate acum, când Alin Dobre a fost aproape de a recupera mingea, reușim să recuperăm. Dragomir degajează mingea. A fost o neatenție ce l-a pus pe contraatac pe Dobre. Însă am reușit să reparăm acea greșeală. Recuperează Finica. Ionită ia fața unui adversar și poate pătrunde. Mingea rămâne la atacantul nostru pentru moment, a venit din spate doiarul Cristian Petre și a trimis mingea în brațele portarului Vieru. Încearcă gazele un atac pe partea stângă, nu reușește să mențină în teren
balonul Valentin Cristea. Bogdan Dragomir a fost preferat în acest meci pe partea dreaptă în locul lui Andrei Lobonț, cel care a jucat partida trecută. Partida trecută a fost un derby câștigat de băieții lui Valnegru potriva lui Dinamo 2, 1-0, prin golul cui altuia, dacă nu a lui Alex Ioniță. A fost o victorie foarte importantă pe stadion din Corbeanca, între formațiile procurile 3 și 4, Rapid și-a mărit avantajul în fața dinamoviștilor la 9 puncte cu ocazia acelui meci. Bogdan Dragomir, un jucător de 17 ani, are 6 meciuri la echipa secundă și 2 meciuri la Under 19 în acest sezon. Obedeanu este cel mai periculos jucător al gazdelor. Am văzut-o și în meciul tur. Este decarul celor din Clinceni. Stănici încearcă o pasă lungă către Ghinea. Reușește să ajungă la balon, are un adversar în față, îl driblează. Continuă driblingurile Ghinea, rămâne la balon. Se apropie de poartă, trebuie să paseze, este atacat de mai mulți adversari. Scoate în spate pentru Alex Gheorghe. Stănici pentru Finica, Dumitrescu. Liniștește jocul Dumitrescu și rea atacul cu fundași și centrali. Pasa lui Catrici nu este cea mai bună. Florin Alexandru pătrunde, însă Finica vine din spate și recuperează. Foarte bun efortul lui Eric. Eric, un obișnuit al primei echipe în sezonul trecut de Liga a doua, a fost însă împrumutat la începutul acestui sezon la Unirea Constanța în Liga a doua. Din păcate nu a apucat să joace acolo echipa constanțeană, având probleme financiare, și a trebuit să renunțe la Finica și la Ignat, cei doi fuseseră împrumutați de către Rapid. A revenit Eric la Rapid, din păcate nu a reușit să se impună la prima echipă și a fost trimis la echipa secundă, unde a prins 11 meciuri, fiind un titular de drept în echipa lui Valinegru. Sunt trei jucători pe teren care au evoluat în toate partidele din acest sezon de Liga 3. Alex Catrici, Alexandru Gheorghe și Antonio Dumitrescu. Toți cei trei au câte 13 meciuri. Acum a fost o fază la poarta lui Valini Mărgărit. A reușit să respingă portarul nostru în corner. Un corner de pe partea stângă al ilfovenilor. Centrare. Pericol la poarta noastră și din păcate este 1-1. S-a înălțat un jucător de la Clinceni și a egalat. Cel care a înscris este șeptarul Cosmin Ioniță. Așadar, din minutul 23, 1-1. O neatenție în apărarea noastră ne-a lăsat singur pe Cosmin Ioniță și este 1-1, așadar, cei doi Ioniță au înscris. Reluăm atacurile, nu este nimic, este destul timp pentru a obține victoria. Pasă pentru Ștefan Ghinea pe partea dreaptă, față în față cu un adversar. Nu reușește Ștefan dribling-ul, iar rămâne în posesia celor din Clinceni. Se luptă
Stănici cu Noarul Dobre și reușește să oprească acest atac. Acest gol al Ilfovenilor a venit împotriva cursului jocului. Băieții noștri păreau că au controlul asupra partidei, însă na, o fază fixă le-a oferit gazdelor șansa golului, iar aceștia au profitat. Partea stângă atacă cei din Clinceni. O centrare la care iese fără probleme Vali Mărgărit. Cearcă să-și găsească un coechipier liber. N-a putut da drumul repede atacului. Scoate până la Finica. Finica întoarce pentru Ignat. Luăm un atac așezat. Pasează cei doi fundași centrali. Robert Stănici îl vede pe Eric Finica pe partea stângă. Finica nu reușește pasa. Se luptă capitanul giuleștenilor, Alex Gheorghe, pierde însă mingea și gazdele pornesc pe un nou atac. Un 1-2 reușit pe partea stângă, însă mai departe pasa lui Matescu nu este reușită. Catrici începe din nou atacul cu pasă către colegul său de linie, Ignat. Mai departe către Stănici. Stănici care a început sezonul ca fundaș central, însă a fost avansat în linia mediană. Finica nu găsește un coechipier, încearcă pentru Dumitrescu. Preluare bună a lui Dumitrescu, însă nu reușește centrarea și vom arunca de la margine prin Finica până la Dumitrescu. Cearcă un dribbling de carul nostru, blocat însă în momentul centrării de către Petre. Finica aruncă până la Stănici, pierde jucătorul nostru mingea și degajează Ilfovenii. Catrici scoate pentru Ignat. Pasează băieții noștri încercând să găsească un spațiu liber. Finica pe partea stângă, centrare, pericol acum. Nu reușește Alexioniță să câștige balonul și o poziție de contraatac pentru Ilfoveni. Obedeanu pasează în partea dreaptă. Pericol la poarta noastră. Reușește Alex Catrici să agațe acest balon și să întrerupă atacul Ilfovenilor. Acum avem noi șansa de a porni pe contraatac. Despan să se întoarce și pierde un tempo. Stănici scoate până la Ioniță. Nu reușește atacantul nostru să țină mingea în joc. A început și ploaia aici pe stadionul din Clinceni. Nu este un lucru foarte bun. Și așa era gazonul destul de rău. Sperăm că această ploaie nu va dura. Minge lungă pentru șeptarul Ioniță, marcatorul golului acesta, încearcă o pasă în adâncime, însă reușește Ignat să respingă. Dumitrescu scoate în spate până la Dragomir. Stănici atacat un adversar, se descurcă bine mijlocașul nostru și îi pasează lui Gheorghe. Înapoi pentru Catrici, găsește pe Alex Ioniță. Merg bine pasele noastre în ciuda terenului greu. Despa foarte bine pentru Alex Gheorghe, poziție de șut a lui Alex, însă pe centru porții, fără probleme pentru Vieru, portarul intrat în locul lui Asadi.
Vă reamintim că mâine seară avem parte de un meci foarte interesant. Echipa mare a Rapidului va primi oarecum vizita celor de la Mioveni, însă pe terenul acestora. Așadar vom fi acasă în deplasare. O fază bună! Incredibil, incredibil. Foarte liber în centrul careului Stănici. Nu a reușit să profite. Lovitura sa de cap a fost slabă și ușor de reținut pentru Vieru. Foarte bună și centrarea lui Ștefan Ghinea. Trecem în cont o ocazie mare, mare a băieților noștri. Așadar, mâine Rapid CS Mioveni de la ora 20:30. Un meci foarte important pentru noi. Suntem pe locul 5 în Liga 1 și o victorie mâine n-ar putea urca în clasament. Pe canalul nostru de Facebook și pe YouTube, mâine de la 19:30 va începe emisiunea Zi de Meci cu Andy Mironoae, așa că vă invităm să intrați pe canalul de Facebook și pe cel de YouTube de la 19:30. Acum o fază periculoasă, un șut bun. Excelent șutul Obedeanu, foarte atent. Vali Mărgărit, care deviază ușor mingea în transversală și apoi mingea iese în corner. Periculoși cei de la Clinceni. Deși după golul lui Alex Ioniță din minutul 9 părea că ia ziceți, vă fac frumos? Barba. Punem spuma, radem ușor, masăm bine. V-aș pierde puțin aici. Pariază pe super pasiunea ta. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inima. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili. Hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super. Superbet. Împreună suntem super. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet. Împreună suntem super.
magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Ne cerem scuze, au fost mici probleme tehnice, însă am revenit cu o lovitură liberă a lui Despa, periculoasă. Băieții noștri rămân în atac. Dragomir schimbă partea pentru același Despa în luptă cu un jucător de la Clinceni, însă luptă Despa, încearcă să treacă de doi adversari, reușește pentru moment, însă se repliază gazdele, rămânem în atac. Finica centrează. Reușește să respingă în cele din urmă cei din Clinceni și pornesc la atac, blochează acest atac. Gheorghe Stănici pentru Dumitrescu, nu reușește, stopul Dumitrescu. Continuare 1-1, când intrăm în ultimele 10 minute ale primei reprize, Alex Ioniță, marcatorul golului nostru, încearcă să treacă, reușește centrarea, pasă pentru Stănici, luft al jucătorului nostru într-o poziție bună de șut. Stănici arată și mai devreme o ocazie mare cu capul din centrul careului. Important este că rămânem sus, ne creăm ocazii. Din păcate nu am reușit să înscriem gol 2. Reatacul Finica pentru Ignat, mai departe pentru Alex Catrici. Minge lungă, nereușită. Stănici combină cu Gheorghe. Fac pressing cei de la Clinceni și recuperează balonul. Da. Haide pe vârf. Haide pe vârf, lungă. Lungă. Pasă lungă a pătrarului. Ustinescu, minge ajunge la Dobre, Dobre trece de Ignat. Scoate în centrul careului la Ioniță, marcatorul golului Ilfovean, însă reușim să recuperăm. Dumitrescu pasează lui Dragomir, acesta găsește bine pe Ghinea, însă devierea lui Ghinea este doar la către un adversar. Cristea reușește pasa către Dobre și Dragomir respinge mingea în aut. Așadar, egalitate în continuare, 1-1, a deschis scorul Alex Ioniță, minutul 9. Gazdele egalând, minutul 23 prin Cosmin Ioniță. Catrici degajează până la Alex Ioniță, poziție bună de atac, îl are pe Despa în stânga, însă îl preferă pe Dumitrescu pe partea dreaptă, reușește stopul jucătorul nostru, îl are pe Ghinea lângă el, luptă Dumitrescu cu un adversar și este faultat. Ținem o lovitură liberă pe partea dreaptă. O discuție între arbitrul Alexandra Vălușescu și Obedeanu. Obedeanu, cel care are numărul 10 pe spate, însă pe short are numărul 18. Execută Antonio Dumitrescu bine,
însă resping cei de la Clinceni prin Ustinescu în corner. O bună centrare a lui Dumitrescu, cel care va executa și acest corner. Se întețește ploaia în acest moment. Execută Dumitrescu. Lung. Nu se înțelege portarul cu un fundaș. Avem o șansă bună. Catrice însă nu reușește să ajungă la balon și degajează Ilfoveni. Ghinea se luptă cu Obedeanu și obține un foul. Foarte tehnic mijlocașul nostru de 20 de ani. Ghinea, un jucător venit în această vară, a înscris de 4 ori în cele 12 meciuri disputate. Este la cea de-a 13-a partidă. Este și un foarte bun pasator. El a pasat la golul din meciul trecut cu Dinamo. A pasat la singurul gol reușit de Alex Ioniță. Finica încearcă pentru Alex Ioniță, acesta reușește să ia față un adversar. Driblează Alex Ioniță, poziție excelentă și este gol! 2-1, superbă acțiunea lui Alex Ioniță, finalizată de un alt Alex, Alex Despa. 2-1 pentru băieții noștri din acest minut 41. Unul la doi, foarte bine venit acest gol, chiar înainte de pauză. Așadar, într-un 41, Academica Clinceni, Rapid 2, 1-2. Goluri marcate de către Alex Ioniță și Alex Despa. Foarte bună acțiune, s-a luptat Ioniță pe partea stângă, a reușit să treacă de un adversar și a pus mingea pe tavă. Lui Despa, cel care înscrie al patrulea gol din acest sezon. Despa a fost golgheterul sezonului trecut de Liga 3 pentru Rapid. Un gol de moral pentru tânărul nostru jucător, care a fost o bună perioadă în lotul echipei mari. A jucat un singur meci în acest sezon la sub comanda lui Mihai Iosif. A revenit la echipa secundă pentru a avea cât mai multe minute de joc și a făcut-o cu succes, așadar 4 goluri pentru Alex Despa, cel de-al 11-lea meci din acest sezon. Gazdele pornesc la atac în încercarea unei noi egalări, sperăm că aceasta nu se va produce. Obedeanu se luptă cu Despa. Din nou de Carol. Gazdelor pierde în fața lui Gheorghe, Dumitrescu pătrunde, foarte bună pasă încercată către Despa, însă mingea nu a ajuns, foarte greu de controlat balonul în aceste condiții, pe un gazon foarte multe smocuri de iarbă și mai mult pământ, un cartonaj galben acordat de către arbitrul acestui meci, lui Bogdan Dragomir, este primul cartonaș galben al partidei. Îi dirigează Vali Mărgărit cu echipierii. Gazdele preferă să paseze la mijlocul terenului. Pressing al lui Ioniță. Ghinea foarte bătăios, reușește să recupereze această minge. Din nou mingea la Ghinea. Încearcă un dribbling, însă este blocat de către Cristea. Ioniță, marcatorul golului, se luptă
Însă Ghinea protejează foarte bine și obține un out de margine. Aruncă Dragomir până la Gheorghe. Dribling frumos al capitanului nostru. Mingea rămâne în posesia Rapidului. Ioniță. Înapoi pentru Dragomir. Rămâne mingea la Rapid. Apropiem de finalul acestei prime reprize de la Clinceni. 2-1 pentru băieții noștri. Aruncăm de la margine Dumitrescu, înconjurat de trei adversari. Ghinea pătrunde, scoate până la Finica, Finica face un dribling, încearcă recentrarea Finica, mingea poposește în brațele lui Vieru, degajează acesta lung, însă doar până la celălalt portar, Vali Mărgărit, care respinge. Despa pentru Gheorghe, pierd mingea băieții noștri și au șansa gazdele unui atac. Dobre pierde mingea, recuperează Despa, scoate în centru pentru Dumi, stopul este nereușit. Șeptarul, marcatorul golului, șutează de la distanță. Reușește Vali Mărgărit în doi timp să respingă și aia. Fluier arbitrul, finalul primei reprize, așadar Rapid conduce la Clinceni cu 2-1 prin goluri marcate de Alex Ioniță și Alex Despa. Revenim după 15 minute. Ia ziceți, vă fac frumos? Barba. Punem spumă. Radem ușor, masăm bine. V-aș pierde puțin aici. Pariază pe super pasiunea ta. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inima. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili. Hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super. Superbet, împreună suntem super. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super.
Ia ziceți, vă fac frumos? Barbă. Punem spumă, radem ușor, masăm bine. V-aș pierde puțin aici. Pariază pe super pasiunea ta. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inimă. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili. Hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet. Împreună suntem super! Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet. Împreună suntem super!
Ia ziceți, vă fac frumos? Barbă. Punem spumă, radem ușor, masăm bine. V-aș pierde puțin aici. Pariază pe super pasiunea ta. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inima. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili, hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet, împreună suntem super! Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super! Revenim, dragi rapidiști, pe stadionul din Clinceni, stadionul secundar. La pauză, Academica Clinceni 2, Rapid 2, 1-2. Așadar, reușim să începem partea a doua în avantaj. Pentru Rapid au înscris minutul 9 Alex Ioniță, cu un șut senzațional din afara careului. Gazdele au reușit să egaleze minutul 23 în urma unui corner prin Cosmin Ioniță. Golul ce ne aduce în avantaj a fost înscris de Alex Despa, minutul 41, după o acțiune foarte bună a acelui așa Alex Ioniță. Așadar, la pauză, suntem în avantaj, avem în acest moment 29 de puncte într-un clasament live. Suntem la 12 puncte distanță de Dinamo. Dinamo joacă și ea la aceeași oră pe teren propriu cu FC Argeș 2, cu lanterna roșie a clasamentului. Însă să ne concentrăm pe partida noastră. Băieții noștri sunt acum în defensivă. Nu văd nicio modificare făcută de Valinegru la pauză, așadar intrăm cu Vali Mărgărit în poartă. Pe linia de fund, Bogdan Dragomir, Alex Catrici, Cristi Ignaț și Eric Finica. La mijloc să urmărim această fază fără probleme pentru noi. La mijloc sunt Robert Stănici și Alexandru Gheorghe. În atac, un trio format din Antonio Dumitrescu, Alex Despa și Ștefan Ghinea. Vârful nostru din această partidă este Alex Ioniță 1, marcatorul și pasatorul la golul secund. Vedem și gazdele în poartă cu Mario Vieru, cel care l-a înlocuit pe Asadi, portarul ilfobenilor, accidentându-se după aproximativ un sfert de oră. Jucători de câmp: Cristian Petre, Lucian Ștefan, Cosmin Ioniță, Alin Dobre, Mariano Bedeanu, Florin Alexandru, Răzvan Iosivoiu, Alexandru Mateescu, Valentin Cristea și Cristian Ustinescu. Vom încerca să vedem dacă antrenorul Tudorel Baciu a efectuat vreo schimbare la pauză. Pare că nu, oricum ilfovenii mai au doar 3 jucători pe banca de rezerve, Mocanu, Lis și Sterian, așadar probabil că nu se vor grăbi să facă schimbări, mai ales că au fost nevoiți să schimbe portarul. O minge lungă, Stănici se înalță și respinge.
mingea, ajunge la Cristi Ignat, încearcă să-l găsească pe Ioniță, nu reușește. Se luptă acum Despa cu Petre, protejează Ilfoveanul și obține un out. O primă repriză foarte bună a băieților noștri care au atacat în mare parte oaspeții, gazdele au încercat mai mult jocul pe contraatac. Au mai avut și o bară de partea cealaltă, Rapid a avut două șanse bune de gol prin Robert Stănici. Din păcate, gazonul nu îi ajută foarte mult pe jucători, este unul foarte prost și sunt dificultăți în a păstra controlul balonului. De aceea, meciul este unul mai mult de luptă. De fapt, vedem o schimbare totuși în echipa gazdelor. A intrat pe teren Ovidiu Sterian, cu numărul 20, un jucător de 17 ani. Vali Mărgărit reatacul cu o pasă către Bogdan Dragomir, lung de linie până la Ștefan Ghinea. Ștefan Ghinea obține un out. Sterian este cel care acordă un out nemargine. Sterian a intrat pe postul de fundaș stânga. Obedeanu degajează până la Cristi Ignat. Acesta liniștește jocul, pasează înapoi pentru Mărgărit. Mai departe către Catrici. Vali Negru cere lui Dumi să avanseze. Minge lungă a lui Catrici. Încearcă să devieze Ioniță. Minge ajunge în careu la Despa. Se încurcă Despa și Ioniță. Recuperăm prin Ignat, Gheorghe. Presiunea băieților noștri și reușim să recuperăm balonul. Avem un out de margine. În meciul tur, cele două echipe s-au întâlnit la Corbeanca. Rapid a învins cu 2-0 atunci, prin goluri marcate de Robert Stănici, care este în teren, și Andrei Ioniță, celălalt Ioniță din lotul Rapidului, jucător de 17 ani, care la această partidă este doar pe banca de rezerve. Probabil îl va arunca Vali Negru în teren în această repriză secundă. În acest an, 2021, Rapid 2 va mai susține un singur meci săptămâna viitoare, tot vineri, de la ora 13. Ne vom deplasa la Albota pentru jocul împotriva formației lui Constantin Schumacher, FC Argeș 2, echipă pe care am reușit să o învingem în tur cu 3-1. FC Argeș 2 este ultima clasată în clasament. Așadar, în perspectiva acelui meci, ar fi excelent astăzi o victorie. Am putea să ne asigurăm calificarea în play-off încă de la finalul acestui an cu două victorii. Reamintesc că în play-off intră primele patru echipe din fiecare serie, urmând a juca un mini turneu, un 4-la-ter, fiecare cu fiecare, încă 6 meciuri. Progresul, Spartak și CS Tunari sunt în pole position pentru a merge în play-off. De asemenea, și noi stăm foarte bine pentru locul 4. Urmând a se duce o luptă, probabil, între Dinamo 2 și Real Bradu. Avem o lovitură liberă pe care o va executa Despa. Despa, cel care a scris astăzi al 4-lea gol din actuala stagiune.
Despa scoate pentru Stănici, acesta îl găsește pe Finica, centrarea lui Finica, Raniță. A fost un hands, a fost un hands, însă n-a văzut arbitru sau a lăsat jocul liber să curgă. Arbitrul acestei partide este Alexandra Vălușescu din București, acele două tușe fiind Ciprian Oancea și Ștefan Marin, tot din București. Șansă bună a lui Ioniță, însă șutul a fost pe lângă poartă. Foarte bun efortul de astăzi a lui Alex Ioniță. Cam fiecare meci este, să spunem așa, tăticul celorlalți. Are 32 de ani, atacantul crescut la juniorii Rapidului. Față de ceilalți jucători care au sub 20 de ani, 20 sau sub 20 de ani, pe pătrunde Vali, Ștefan Ghinea, a încercat Ștefan Ghinea, însă obținem un corner. Foarte bătăios și Ghinea în această primă repriză, în prima repriză. A început bine și partea secundă, Ghinea. Dumitrescu este executantul tuturor loviturilor de colț de pe partea dreaptă. Execută, însă respingă gazdele. Poziție bună de șut a lui Alex Gheorghe, însă nu reușește. Finica scoate pentru Margarit, deangajează portarul nostru. Partea dreaptă, Obedeanu are spațiu, atacat de Gheorghe și Despa. Reușește Alex Despa o contră și le oferă șansa unui corner celor de la Clinceni. Nu vă reamintesc, singurul gol al Ilfovenilor a venit tot în urma unui corner. O centrare de pe partea dreaptă. Și Cosmin Ioniță l-a învins pe Vali Margarit în minutul 23. Acum un nou corner. Respinge de această dată Cristi Ignat. Și un șut de la distanță al doiarului Cristi Petre. Mingea se scurge în aut. Să vă reamintim și lista rezervelor. Poartă Mihai Turiga, un portar de 15 ani, este rezerva lui Vali Margarit în această partidă. Jucători de câmp Andrei Lobonț, Mario Țulea, Gabriel Goicea, Adrian Nițu, Odiseas Papanicolaou, Daniel Diceanu și Andrei Ioniță. Acestea sunt soluțiile lui Vali Negru pentru banca de rezerve. Deja a trimis 3 jucători la încălzire, îl văd pe Andrei Ioniță. Cum vă spuneam, s-ar putea să intre astăzi. De asemenea, Papanicolaou și Țulea, cred că sunt ceilalți doi care se pregătesc cu preparatorul fizic Alexandru Frângu. Robert Stănici trece foarte bine. Stănici încearcă o pasă, însă nu reușește. Stănici, cel care a scris singurul său gol din acest sezon, tocmai în meciul tur cu cei de la Clinceni. Este certat în acest moment Stănici de Vali Negru pentru această pasă. Foarte strict Vali. Vali Negru cu un sezon foarte, foarte bun. Când o comparație cu sezonul trecut, în care Rapid a terminat pe locul 9 din 10, în această stagiune băieții noștri au un parcurs excelent, locul 3. Și cine știe, se poate și mai sus. Ignat în luptă cu un adversar, respinge Stănici până la Obedeanu. Gazdele schimbă partea. Ghinea face pressing.
recuperăm prin Stănici. Acesta însă nu se înțelege cu Gheorghe, revine Stănici, deposedat. Partea dreaptă, Ilfovenii atacă prin Obedeanu, însă mingea este protejată de către Ignat și ține mâna de poartă. Finica scoate pentru Despa. Despa, care Alex Despa are un frate la Under 17, la Rapid Under 17, este golgheterul grupei Under 17, Denis Despa, a marcat 8 goluri în acest sezon, așadar numele Despa poate merge mai departe cu succes. A fost o încercare a lui Fane Ghinea, un șut însă peste poartă. Se descurcă foarte bine Ghinea pe spațiile mici, este foarte rapid și tehnic. Din fericire, ploaia începută în prima repriză s-a oprit, însă este în continuare foarte frig la Clinceni. O șansă bună de atac pentru Gazde, blocată de masivul Cristi Ignat. Cristi Ignat, care are 10 meciuri în acest sezon și un gol marcat. Un gol marcat în meciul cu CS Tunar pierdut pe stadionul din Chiajna, în urmă cu câteva etape, 3-2. Am spus mai devreme că Stănici are un singur gol, el însă are 2 goluri, a marcat și împotriva celor de la CS Tunari. Aruncă de la margine Dragomir, se luptă cu un adversar și mingea rămâne în posesia noastră. Aruncă Dragomir, îl găsește pe Stănici, atacat de un adversar, rezistă Stănici și obține o lovitură liberă. Foarte puternic mijlocașul nostru Robert Stănici. Jucător de 20 de ani, născut în 2001. Și se pregătește Antonio Dumitrescu de un corner mai scurt. Tot, aproape toți jucătorii Rapidului în preajma careului sau în careu. Finica și Dragomir sunt singuri care au rămas cu atacantul Dobre la mijlocul terenului. Execută Dumi. A încercat direct pe poartă. Oh, ce ratare, ce ratare a lui Cristi Ignat. Din câțiva metri a trimis peste poartă. O poziție bună pentru fundașul nostru. Trecem în cont o ocazie mare. Pregătesc gazdele să facă o nouă schimbare. Intră numărul 14, Laurențiu Lis, jucător de 17 ani, în locul lui Valentin Cristea. Despa, Finica, ținem un out. Aruncă jucătorul nostru de origine din Republica Moldova. Un jucător care a venit la Rapid de la juniorii lui Torino. Era un obișnuit Finica al grupelor de juniori ale Naționalei Republicii Moldova. Și el și Cristi Ignat, însă Cristi Ignat
a ales să joace pentru naționalele de juniori ale României. Chiar a participat de curând la campania preliminară Under 19. Ignat a jucat în două din cele trei meciuri ale grupei. România s-a calificat mai departe în faza a doua a preliminarilor, după un 4-0 cu Turcia, San Marino și Letonia. A obținut două victorii România cu San Marino și Letonia, pierzând partida cu Turcia. Cer un foul cei de la Clinceni, însă arbitrul nu oprește jocul, oprește acum. Însă nu a fost fault. Se resimte Florin Alexandru. Florin Alexandru, un puș de 17 ani. Vali Mărgărit și Cristi Ignaț sunt cei doi jucători din actualul lot al echipei secunde care participă la acțiunile naționale României. Sperăm să avem cât mai mulți. Avem un portar la grupele mai mici, Bogdan Ungureanu, care și el a fost chemat la România Under 15. De asemenea, doi jucători care au trecut pe la grupele de juniori și la Rapid 2, Rare și Lie și Ștefan Pănoiu, sunt și ei selecționați constant la naționalele Under 19, Under 20. Rare și Lie chiar a fost convocat și a jucat la naționale de tineret în ultimul meci. O fază bună acum pentru numărul 11, Florin Alexandru, un șut blocat. Și avem șansa unui atac periculos. Dumitrescu îl angajează pe Ioniță, foarte bună faza lui Ioniță, însă dublat fundașul celălalt la Clinceni. Respinge în aut Ovidiu Sterian. Minge pentru Ghinea, Ghinea obține un aut de poartă, un aut de margine. Vă reamintim că mâine seară, de la 20:30, Rapid are un meci foarte important la Mioveni, împotriva celor de la CS Mioveni. Un meci în etapa 17 a ligii 1. Rapid a întâlnit de două ori în acest sezon echipa din Mioveni, odată în campionat în etapa a doua, când am învins cu 2-0 tot la Mioveni, și odată în Cupa României 16, când ne-am impus la lovitură de departajare. Așadar, sperăm să ne bucurăm și după meciul de mâine de la Mioveni de un nou succes al băieților lui Miță Iosif. Din păcate, fiul său, Sabin, un om de bază în prima parte a sezonului la Rapid 2, s-a accidentat în urmă cu două etape la Bradu și va lipsi o perioadă bună. Îi urăm în sănătoșire grabnică și ne așteptăm cât mai curând pe gazon, pe Sabin. Reluăm atacul cu Gheorghe, Stănici, din nou Gheorghe, pentru Ioniță. Atacat de numărul 13, reușește să ajungă, să rămână la balon Ioniță. Se-și face mingea prea lung și pierdem. Țin un fault cei de la Clinceni. Partea stângă a atacului Clinceniului. Minge pentru Obedeanu. Vine foarte bine din spate Despa și reușește să respingă. Joc bun făcut de cel care poartă astăzi numărul 23, Alexandru Despa. Foarte aproape de recuperare. Minge ajunge la Dumitrescu. Îl vede pe Ioniță. O pasă lungă pentru atacantul nostru. În duel cu Iosivoiu, mingea ajunge la Despa, poziție bună, șutul lui Despa, se este destul de moale. K
chiar în momentul șutului a fost atacat de un adversar. N-a reușit să o lovească cum și-ar fi dorit Despa. Mai trecem în cont o șansă bună pentru Rapid 2. Gazdele încearcă partea stângă, Dobre, talonat de Catrici, Turk, Ilfoveni, însă centrarea nu este reușită. Despa are spațiu, îl are în stânga pe Ioniță, însă nu reușește să îi paseze acestuia. Încerca pentru Dumitrescu, s-au recuperat Ilfoveni. Minge lungă, Finica este primul la balon și reușește să respingă mai departe Ignat. Foarte, foarte bătăioși jucătorii noștri, un pressing agresiv, au o energie foarte bună, sunt mereu în mișcare, mereu un pressing, ceea ce denotă o bună pregătire fizică a băieților noștri. Respinge Dragomir acum pentru Ioniță, Ioniță încearcă să ia fața unui adversar și se luptă, reușește, îl vede foarte bine pe Dumitrescu, Dumitrescu pe partea dreaptă, are un adversar în față, încearcă un dribling scurt și un șut, încercat un șut plasat, însă mingea trece pe lângă poarta lui Vieru. A avut o poziție bună Dumitrescu, lăsat singur de pasa excelentă a lui Ioniță. Reiau atacul, însă stăm foarte sus, ceea ce este foarte bine, putem să recuperăm balonul mult mai devreme și să îi obligăm pe cei de la Clinceni să prefere pasele lungi, cum se întâmplă și de această dată. Finica protejează balonul și obținem un out. Aruncăm de la margine. A fost un hands al lui Dobre, însă arbitru a s-a jucat să continue. Pericol, respingem pentru moment. Rămâne mingea la Ilfoveni. Obedeanu luptă cu Gheorghe. Reușim să respingem prin Dragomir și să ieșim din această fază ce se anunța destul de periculoasă. Ghinea luptă cu un adversar, reușește să rămână la balon, vede bine pe Despa, reușește să rămână și Despa la, în posesie, scoate pentru Finica, reușește să respingă Ilfoveni. Încă 17 minute din timpul regulamentar de joc, așadar ne apropiem de final, deocamdată Vali Negru nu a făcut nicio schimbare, acum va efectua două schimbări. Vor intra Andrei Lobonț, cel care îl va înlocui pe Bogdan Dragomir. Și Odiseas Papanicolaou, jucător de 18 ani, care ia locul marcatorul celui de-al doilea gol, Alex Despa. Andrei Lobonț, băiatul binecunoscutului portar Bogdan Lobonț, portar ce a fost un om de bază al Rapidului la titlul din 1999,
ale două meciuri pentru echipa secundă, Andrei Lobonț este la cel de-al treilea. Este capitan la Rapid Under 19 în Lobonț, acolo unde a jucat de 10 ori și a marcat de două ori. O fază periculoasă a oaspeților, au spațiu pe partea stângă. Numărul 14, Lis, încearcă, scoate pentru Ștefan. Șut de la distanță lui Ștefan, minge deviată. Pericol la poarta noastră. Reușim să scăpăm cu bine de acest șut periculos deviat, puțin pe lângă poarta lui Mărgărit. Rămân gazele în atac, vor beneficia de un corner executat de Obedeanu. Deci să avem grijă în acest final de joc. Gazdele sunt periculoase. Celălalt nou intrat în echipa noastră, Odiseas Papanicolaou, un jucător de 17 ani cu 5 meciuri pentru Rapid 2 și un meci la echipa under 19. Un jucător de mare viitor. Papanicolaou a început titular meciul trecut cu Dinamo 2, fiind înlocuit la pauză de către Ghinea. De această dată, Valinegru l-a trimis pe Papanicolaou în banda stângă. Așadar, este un jucător polivalent, poate juca și pe partea stângă și pe partea dreaptă. Acum un atac al lui Dumitrescu. Se închide, însă și este blocat. Robert Eric Finica a intervenit foarte bine și a respins un atac al gazdelor. Obedeanu încearcă 1-2 cu un coechipier, însă intervine Stănici. Foarte frumoasă faza lui Stănici. Un gest tehnic excelent al lui Stănici, care a fost tras de short. Nu știu de ce arbitrul acestui meci nu a acordat cartonaș galben. A fost evidentă tragerea de short asupra lui Stănici. Din nou faultat mijlocașul nostru. Un jucător care, în ciuda masivității, are câteva gesturi tehnice de mare efect. Decarul Dumitrescu este cel care execută aproape toate loviturile fixe. Mează o centrare în care o respinge, însă un Ilfovean. Ghinea se luptă, însă nu reușește să-l oprească pe Dobre, cel care pornește pe contraatac. Pasă în partea stângă pentru un coechipier, însă mingea iese în out. Trăm în curând în ultimele 10 minute ale partidei. Rapid conduce în continuare la Clincen cu 2-1 prin goluri remarcate de Alex Ioniță și Alex Despa. Mingea ajunge la Dumitrescu, pasă bună pentru Ioniță, 2-1, poate centra pentru Papanicolaou, o face. Însă mijlocașul nostru nu reușește să pună latul. Mingea a trecut prin fața porții. A părut că Papanicolaou ar fi putut să pună latul în această minge, însă nu a reușit. Rămâne 2-1 pentru Rapid. În momentul în care gazdele efectuează ultima schimbare, Marius Mocanu este cel care intră cu numărul 5. Acesta înlocuiește pe vârful Alin Dobre. Mocanu, chiar dacă are numărul 5 pe spate, se duce în atacul celor din Clinceni. Va fi vârf. Catrici respinge până la Finica. Finica trimite mingea în out.
foarte mult entuziasm în jocul băieților noștri. Iată, deși este minutul 80, pressingul este foarte, foarte agresiv. Toată durata partidei au alergat foarte, foarte mult. Intervine Dumitrescu, o fază bună, însă a intervenit cu numărul 11 Alexandru și a blocat acest atac. Petre scoate în spate. Nu reușesc cei de la Clinceni să iasă repede pe atac. Reușim să blocăm foarte bine în mijlocul terenului. Mobedeanu ataca de Papa Nicolau. Excelent, intervine jucătorul nostru cu origini elene. Din nou Obedeanu, cel mai periculos jucător al gazdelor. Este playmakerul Clinceniului. Un jucător de 21 de ani. Rămân gazdele în atac pe partea dreaptă. Timpul trece în favoarea noastră. Suntem în ultimele 10 minute, trebuie să menținem acest avantaj de un singur gol și de ce nu să-l majorăm. Numărul 16, Mateescu, încearcă un șut de la distanță, nu s-a dus rău această minge, însă pe lângă poarta lui Vali Mărgărit am scăpat în această fază. Alături de preparatorul Alex Frângu sunt trei jucători ce se încălzesc. Probabil că Vali Negru așteaptă finalul, așteaptă ultimele minute pentru a-i arunca în joc pe cei care se încălzesc. Andrei Ioniță, Daniel Dicianu și Mario Țulea sunt cei care așteaptă și așteaptă rândul pentru a intra. A încercat nou intratul Mocanu, un șut de la mare distanță, însă nu l-a păcălit pe Vali Mărgării, foarte atent, portarul nostru a reținut. Pune presiune antrenorul Ilfovenilor pe băieții lui. Cere pressing, însă nu știu câtă energie mai au jucătorii de la Clinceni, sunt și ei foarte tineri. În afară de Obedeanu și Cristea, care au 21 de ani, toți ceilalți sunt sub 20 de ani. Nouă minge lungă a lui Catrici pentru Ioniță. Ioniță care aleargă ca în prima tinerețe, a fost mereu în pressing, mereu în luptă cu adversarii. Ioniță, joc foarte bun, coroborat cu un gol de senzație. Iată, lupte pentru minge pe un teren care nu prea are gazon, are mai mult pământ. Un teren de care se temea ieri Vali Negru, spunea că gazonul celor din Clinceni este unul dintre cele mai rele din această serie. Numărul 16, Mateescu, pasează pentru Obedeanu, însă Finica ia fața și protejează foarte bine. A degajat foarte bine Finica, numărul 11, pericol, reușind să respingem această fază. A degajat foarte bine Finica fix în la marginea careului, în centru. Acum o fază din nou a gazdelor, centrează Sterian, Finica stop și lovitură indirectă, o greșeală mare a lui, nu știu, probabil ca lui Vali Mărgărit, cel care n-ar fi trebuit să prindă această minge în brațe. Finica a oprit mingea, iar Vali ar fi trebuit probabil să o degajeze cu piciorul.
o fază care nu anunța nimic, din păcate ne-am complicat și cei de la Clinceni beneficiați de o lovitură liberă indirectă chiar de pe colțul de 6 metri. Cel mai probabil jucătorii noștri vor face zidul pe linia porții. O fază grea. Nu este ușor să înscrii în aceste faze, mai ales că zidul este pe linia porții. Sperăm că vom scăpa cu bine. Intrăm în 87. Să vedem cum vor executa această lovitură liberă indirectă cei de la Clinceni. Obedeanu și Ștefan sunt în jurul balonului. Fluier acum arbitrul. Finica încearcă să stea în centrul careului mic. Fază periculoasă, să vedem. Excelent, reușim să scăpăm de această fază. A șutat cesarul Ștefan, însă blocăm zidul nostru de pe linia porții. A reușit să blocheze acest șut și a scăpat doar cu un corner. Execută acum acest corner. Pericol! Nu se poate. Aceeași greșeală ca la primul gol. În păcate, Laurențiu Lis este cel care egalează în minutul 88. Am scăpat de acea lovitură indirectă și am primit gol la faza următoare. În păcate, am primit două goluri identice, lovituri de colț și lovituri de cap. Singurei. Jucătorii celor de Clinceni. Un meci pe care l-am avut în mână. Suntem pe cale să pierdem două puncte. Păcat, mai sunt două minute din timpul regulamentar de joc, plus eventualele prelungiri. Să vedem dacă băieții noștri mai au puterea să înscrie golul 3. Degajează Catrici pentru Papa Nicolau, însă nu reușește acesta să prindă acest balon. Rămânem sus, încercăm să recuperăm acest balon repede. Da, o greșeală a lui Finica, care n-a reușit să țină balonul în joc. Moral bun pentru Ilfoveni acum, pe final. Aruncă de la margine gazdele. Din nou aceeași fază, mingea este, lovește pe Finica și iese în aut. Păcate, neatenția din defensivă ne-a costat o victorie, dar sperăm să vedem acest final de joc. Minge lungă, respinge Catrici, Ignat. Ghinea are șansa de a scăpa pe contraatac, l-are îndreaptă pe Lobonț. Ghinea intră în centru, pasează către Lobonț, însă a obosit în urma acestui sprint și pasa n-a mai fost cea dorită de mijlocașul nostru. Gazdele par mulțumite cu acest rezultat. Nu forțează, nu se grăbesc. Este o remiză nesperată. Vă reamintesc că cei din Clinceni sunt pe locul 9 în această serie. Degajează Vieru. Mm-hmm.
3 Lobonț în luptă cu numărul 5 Mocanu. Mingea rămâne în posesia ilfovenilor. Intrat în prelungirile partidei, nu știm exact câte minute a acordat arbitrul, nu există o tabelă care să anunță acest lucru, însă probabil că vor fi 3-4 minute. Robert Stănici încearcă pentru Dumitrescu, Dumitrescu a depus foarte mult efort și el. Din nou Dumitrescu în luptă cu un adversar, cere fault și acordă arbitrul acestui meci. Lovitură liberă pentru Rapid. Probabil o ultimă schimbare la Rapid. Cel care va intra este Dicianu în locul lui Antonio Dumitrescu. Dicianu pentru ce este la cea de-a 12-a apariție în acest sezon, n-a reușit să înscrie atacantul nostru încă. Să sperăm că o va face acum la ultima, la una dintre ultimele faze. Patru minute arată acum arbitrul. Execută Ignat această lovitură liberă, resping gazdele. Reușește să treacă șeptarul Ioniță, scoate pentru Obedeanu, Obedeanu în centru terenului, este deposedat de către Papa Nicolau. Andrei Lobonț degajează pentru Dicianu, faultat atacantul nostru de către Sterian. Suntem pe finalul partidei. Toți jucătorii noștri se duc în atac. Mărgărit va fi cel care va executa această lovitură liberă de la centrul terenului. Ultimele faze ale acestei partide, în continuare 2-2, execută lung Vali Mărgărit până la marginea careului. Papa Nicolau pătrunde. Nu reușește pasa în centrul careului. Din păcate și o șansă bună de contraatac a gazdelor. Pasa a fost însă greșită. Mingea ajunge la Mărgărit. Mărgărit degajează lung până la Ioniță. Din păcate un ilfoven ia fața lui Ioniță și îi pune pe contraatac din nou pe ilfoveni. Marcatorul golului 2, Lis, se împiedică. Nu, cred că a fost faul, s-a împiedicat de gazon. Din păcate, arbitrul a fost influențat de căderea lui Lis și a acordat lovitură liberă pentru Clinceni. O lovitură liberă absolut gratuită. Din păcate, timpul trece în defavoarea noastră. Ultimele momente ale acestei partide de la Clinceni, Academica Rapid 2, 2-2 în continuare. Probabil ultima fază acestei partide, Obedeanu este cel care va executa lovitura liberă. Centrare în care eu respinge Alex Ioniță. Ioniță din nou nu reușește să treacă, avem șansa de a scăpa pe contraatac, însă nu reușim să îndepărtăm balonul de acolo. Rămâne mingea în posesia noastră. Finica dă drumul la joc pentru Catrici. Ultimele momente ale partidei, minge lungă a lui Catrici pentru Ioniță. Deviază atacantul nostru pentru Stănici. Din păcate, intervine portarul Vieru și reține acest balon. Se uită la ceas arbitrul și probabil va fluiera. Nu, mai lasă și această fază.
Nu. Foarte ușor a fost acordat din nou acest fault. Și le oferă șansa celor de la Clinceni, șansa unei noi lovituri libere. Execută Lucian Ștefan. Din păcate, multe întreruperi, cel puțin pe finalul partidei. Execută Ștefan, respinge Alex Ioniță și în acest moment arbitrul pune capăt partidei la Clinceni. Din păcate nu reușim să învingem, am pierdut 2 puncte pe final. 2-2 așadar, Academica Rapid, au înscris Ioniță și Lis pentru gazde, 2 goluri din corner. Și respectiv Alex Ioniță 1 și Alex Despa pentru băieții noștri. 2-2, obținem totuși un punct care ne menține pe poziția a treia. Sperăm ca mâine seară de la ora 20:30 lucrurile să meargă mult mai bine pentru noi, să obținem o victorie în partida cu Mioveni. Până atunci vă urăm o după amiază și o seară cât mai bună și să ne revedem cu bine. Hai Rapid! Ia ziceți, vă fac frumos? Barba. Punem spumă, radem ușor, masăm bine. V-aș pierde puțin aici. Pariază pe super pasiunea ta. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inima. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili. Hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet. Împreună suntem super! Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet. Împreună suntem super!